Decesul suveranei britanice Elisabeta a II-a, la 70 de ani de la încoronarea sa, reprezintă un eveniment major pentru istoria Marii Britanii, Regatului Unit al Marii Britanii și al Commonwealth-ului, al celor 35 de țări și aproape 18 regiuni care au pe Elisabeta a II-a ca suverană sau șef de stat. Ceea ce este foarte interesant este că, așa cum toată lumea se aștepta, de un an de zile, regina Elisabeta II-a suferea de anumite greutăți de la mers și se observase deja, mai ales la jubileu de acest an, în plină celor 70 de ani de domnie, că suferea de anumite boli. Numai acum două zile, dacă ne amintim, sprijinită de bastonul soțului său, celebrul baston de lemn al soțului său cu care se plimba prin pădurile Scoției, la Balmoral, palatul preferat al reginei Victoria și palatul ei preferat, Liz Truss a fost însărcinată de către suverana britanică cu formarea noului guvern la Londra. Al 15-lea prim-ministru va deveni Liz Truss și ca să realizăm, de cursul domniei lui Elisabeta II au existat 15 prim-miniștri și domnia sa a început cu Winston Churchill, celebrul câștigător al celor de-al doilea război mondial și învingător al lui Hitler. Se încheie o perioadă elisabetană care a fost martora prăbușirii Imperiului Britanic. În timpul domniei sale, Imperiul a dispărut. Ea preia tronul lăsat de prin moartea tatălui său, preia deci tronul britanic, într-un imperiu care, deasupra căreia nu a punea niciodată soarele. Pleacă, închizând cei 70 de ani de domnie, fără imperiu, regina unui regat și șefă de stat a Commonwealth-ului, a unei rămășițe, să-i spunem așa, organizatorice, prin care națiunile care și-au declarat independență, dar au vrut să rămână cu ea ca șef de stat, au format această organizație. În rest, imensitatea Imperiului, resursele sale, imperialele sale reprezentări s-au stins de-a lungul acestei domnii. Este interesant de observat și mă voi mai referi doar la istorie pentru câteva momente, dar este interesant de observat că mărirea și creșterea Imperiului Britanic a început cu prima perioadă elisabetană și decăderea și dispariția Imperiului s-a întâmplat în cel de-al doilea episod elisabetan, cel care se încheie prin moartea suveranei Elisabeta II. Din punct de vedere al politicii externe și al geopoliticii, moartea reginei pare a nu influența deciziile guvernului de la Londra. Dar să nu uităm că Londra nu este numai un guvern ales democratic. Nu este numai un vot sec și rece. Marea Britanie înseamnă simboluri. Înseamnă o instituție monarhică fundamentală formatării gândirii politice a umanității. Aș enumera trei elemente dintre elementele de geostrategie pe care regina Elisabeta II-a, prin dispariția sa, le lasă ca moștenire. Primul este, bineînțeles, acest război atroce al Rusiei împotriva Ucrainei, unde Marea Britanie a investit absolut toate resursele sale de imagine, de democrație, resursele sale politice, capitalul său internațional pentru a sprijini Ucraina. Nu mai are puterea de acum 100 de ani să se opună Imperiului Țarist, dar Marea Britanie a dovedit că a menținut linia istorică a rivalității cu Rusia. Al doilea element care este foarte important, așa cum primul episod elisabetan, prima perioadă a lui Elisabeta I,
duce la formarea prin moartea ei și aducerea la tronul de la Londra a nepotului ei din Scoția, care declară legea unității, declară The Unity Law, The Unity Act, prin care se constituie Regatul Unit al Marii Britanii și apoi, mult mai târziu, al Irlandei de Nord. Putem asista anul viitor, după dispariția suveranei Elisabeta a II-a, deci după închiderea celui de-al doilea episod elisabetan, la distrugerea acestui regat, pentru că va avea loc un vot secesionist, un referendum de secesiune al Scoției față de Marea Britanie. Iată cum istoria închide etape și închide într-un mod absolut simbolic, închide momente de dezvoltare. Elisabeta I, prin lipsa ei de copii, lasă și deschide calea construcției Regatului Unit al Marii Britanii. Elisabeta II, după moartea sa, nu are ce să mai facă și nimeni nu va putea salva Marea Britanie de o secesiune dorită de scoțieni astăzi. Iar al treilea element, cel mai important, aș spune eu, pentru Marea Britanie, începe secolul asiatic. Acolo unde ea a fost imperiul de nebătut. Acolo unde ea a fost imperiul Asiei. Marea Britanie astăzi încearcă doar mici momente de raliere și de revigorare, de reamintire a puterii pe care a avut. Creșterea noii puteri economice chineze și altor state din Indiei, de exemplu, reprezintă, din punct de vedere al Marii Britanii, o reducere a influenței sale. Vom vedea dacă Marea Britanie, prin noua politică adoptată cu Australia și cu Statele Unite, prin alianța AUKUS, va putea să-și reaserteze autoritatea sa fundamentală în Asia. Specialiștii spun că nu. Epoca Imperiului Britanic s-a încheiat. Iată trei elemente cu care se închide, de fapt, cea de-a doua epocă elisabetană a Marii Britanii. Vom vedea dacă partea reginei Elisabeta a doua va impulsiona un nou tip de gândire și un nou tip de limbaj monarhic, sau chiar și pentru familia regală de Windsor, moartea ultimei suverane elisabetane să nu fie cumva finalul istoriei de regalitate.